Am născut această clasă printre altele din modestie, muncă, un falnic șef de promoție a acestui an. A fost o clasă pe care nu poți să nu o iubești, chiar dacă ai vrea acest lucru. A fost o clasă pe care nu poți să o uiți, chiar dacă anii dau năvală peste tine. Domnii diriginți se întreabă dacă numai 4 ani au trecut, dar au fost ani de muncă, de emoții, de succese și speranțe. Ani cu multe bucurii, cu mai multe bucurii decât decepții, cu mai multe dragoste. Mihaela Tamelia Deac, Brigita Bernadet Dobeș, Cătălin Ionuț Donca, Cristian Dregan, Alexandru Ioan Gambra, Ionuț Alexandru Gavriș, Vasile Ghencean, Diana Roxan Raias, Roxana Ramona Man, Cătălin Iulian Mitru, Ioan Andrei Muzda, Daniela Negru, Vlad Mihai Oltean, George Răzvan Păcurar, Sebastian Pal, Alexandru Dan Rotăreanu, Alexandru Dan Mihai Șipoș, Roland Șurani, Iulia Eliza Ținca, Adrian Grigore Uglean, Răzvan Ioan Vereș. Felicitări și pentru clasa 12-a C. Școlar General Ajuns să ni se alăture la festivitatea de absolvire. Mulțumindu-i totodată numele clasei a întregii promoții pentru efortul făcut în anii de liceu pentru a conduce această clasă. Rămâne doamna dirigintă Dorina Fodor în continuare. În melodiile de serenadă, cântecul următoarei clase sună cam așa. Dacă 12D nu e, nimic nu e. Să-i primim așadar pe o clasă puternică, clasa de științe ale naturii bilingvă engleză, însoțiți de doamna dirigintă Adriana Oprea. Anii 80, în tabu și încercări. De final de liceu, să le ducă speranțele, să le ducă dorințele de împlinire și tot ceea ce astăzi gândim cu toții. Le dorim, nu-i așa, tot binele din lume, pentru că merită din plin. O clasă unică, o clasă cum n-a mai fost, nici lucrările, nici tezele și nici profesorii nu au reușit să le șteargă zâmbetul de pe buze, ori să curme visele lor. Întreaga existență a fost o succesiune de alegeri grăbite și adeseori irreversibile, dar fiecare moment al existenței a avut un ideal înalt. Doamna dirigintă le dorește tuturor să-și realizeze toate planurile de viitor, ar dori să nu uite și să ducă mai departe spiritul Eminescu, să fie mândri că au fost elevii acestui lăcaș de cultură. Mult, mult noroc în viață! Să-i aplaudăm așadar pe elevii clasei a 12-a D, Carla Alexandra Kim, Alisa Ronica Bumbar, Bogdan Ceteraș, Alexandra Paula Chiereji, Nicoleta Larisa Cioltea, Cristina Daniela Ciucur, Dana Maria Dănuț, Marius Alexandru Bliga, Raluca Maria Glodean, Răzvan Ioan Holdiș, Sorina Oana Mărginean, Anca Nicoleta Marian, Alexandra Marincaș, Anita Metei, Vatia Damaris Micula, Iulia Luis Micula, Coman Horia Mihai, Amina Nabunzi, Cristina Ionela Păcurar, Claudia Mariana Rogovin, Ioana Natalia Rus, Mihai Andrei Rușu, Mihai Alexandru Silaghi, Lorena Paula Savo, Alexandra Timoc,
Ioana Ursu, Luciana Anca Velișca, Diandra Axenia Ziman. Cu siguranță, doamna voastră dirigintă, nu o să vă uite, cu atât mai mult cu cât uitându-se în ochii albaștri ai copilului dumneaei, o să-și aduc aminte cu plăcere de această generație. Felicitări încă o dată și mulțumim și domnului diriginte Otilo Ioja pentru ultimul semestru în care a condus această clasă. Lacrimi în ochii lor, lacrimi de bucurie, lacrimi de emoții și merită să o faceți în aceste momente. Sabina Verente, Gabriela Sânziana Borca, Mădălina Anda Cășur, Ana Maria Irina Copcea, Patricia Lenuța Costin, Mihaela Crista Florescu, Ana Maria Gorgea, Costina Maria Hainu, Alexandru Lăsărean, Daniela Noemi Lovină, Ozana Cristina Mereșca, Mircea Mihai Mestaroș, Cristina Georgiana Falcău, Mădălina Niculina Falcău, Cătălin Claudiu Falti, Oana Maria Pop, Cristina Secrean, Kinga Cilio Tassi, domnul Nicolae Toma, Alina Lavinia Timbru. Aplauze pentru speranțele lor și pentru eleganța cu care astăzi în fața dumneavoastră își iau avio de la anii de liceu. Și să câștige la toate competițiile la care au participat. Puteau astăzi chiar să ștafeteze, spune în glumă domnul Hoșa, pe reții, cu toate diplomele câștigate în anii de liceu. Este o clasă de învingători, o clasă de gladiatori, care au reușit să-și învingă propriile defecte. O clasă multifuncțională, cum le-a plăcut să se definească, și în care nimeni și nu s-au plictisit, spune diriginte. Aplauze pentru ținuta deosebită cu care astăzi vin în fața dumneavoastră. Mulțumim de această cale și firmei Inedit, care a sprijinit în ultimii ani designul vestimentar a multor clase de liceu. Aplaudați așadar pe Mariana Amelinca Ardelean, Alina Ionela Avas Frigoraș, Bianca Adriana Banc, Alex George Berende, Raluca Georgiana Vilanici, Bianca Ștent, Ionuț Grigore Tite, Vlad Ionel Toma, Ioana Turteaz, Delaf Waldman. Felicitări încă o dată, clasei 12 ani. Și le-au căutat într-o perioadă de glorie a istoriei umanității, în antichitate, sperând că aceste idealuri să le fie de folos și să-și împlinească destinele. Aplauze! Mulțumim, domnule profesor! Doamna dirigintă consideră că succesul are în spate contribuția multor inimi și minți. Indiferent de obiectivul pe care l-ai, dragi absolvenți, să luptați împotriva ignoranței.